Irinel Matei a fost rănit în 2008 în prima lui misiune în Afganistan. Un dispozitiv comandat de la distanță a aruncat în aer transportorul în care se afla împreună cu un alt coleg. Nu-și amintește nimic din primele 9 săptămâni de după explozie. Pentru mine recuperarea psihică a fost foarte, foarte dureroasă și foarte greu a trecut, pentru că mi-am pierdut un coleg și am trecut greu peste lucrurile acestea. Mult timp am avut o senzație de vinovăție. Irinel Matei a avut mereu familia aproape. A intrat în echipa Invictus și a participat la proba de ciclism la această ediție organizată la Haga. Recunoaște că alături de ceilalți militari răniți, simte că poate depăși orice obstacol. Cuvântul Invictus pentru mine înseamnă nimeni nu rămâne în urmă. În al doilea rând, spiritul acesta Invictus ne face pe toți militarii răniți să socializăm, să ne cunoaștem, să ne ajutăm. Un exemplu de învingător este și Eugen Pătru, care acum e campion european la paratir cu arcul. Și pentru el recuperarea a fost complicată după ce a fost rănit în misiune, dar nu s-a gândit niciodată să renunțe. În 2014, în cea de-a doua misiune, am suferit un accident. O mașină capcană a atacat convoiul românesc. Am suferit anumite răni la picioare, am pierdut o parte din mușchii de la gambe și am rămas cu o paralizie la piciorul stâng. Am urmat 6 luni de recuperare, unde am fost internat în spital în Germania. Sunteți o echipă de învingători, dar sunteți doar o parte din cei peste 200 de militari răniți în teatrele de operații. La cea de-a treia participare a României la Jocurile Invictus, echipa țării noastre a cucerit 4 medalii de aur și 7 de argint.